Aici suntem cu toții invitați la nuntă. Este cu adevărat un ospăț astăzi, pentru că este o bucurie a întregii comunități. Această biserică, deja binecuvântată din alt preasfințitul Arhiepiscop George, de vrednică amintire, mărturisitor al credinței, pe care astăzi noi o sfințim și o deschidem pentru ca toți cei care doresc să vină la ospățul nunții să fie aici bine primiți. De aceea să ne înveșmântăm cu veșmintele albe de nuntă și să procedăm cu bucurie la acest moment de sfințire a locașului și a noastră, a fiecăruia dintre noi. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă lumineze, cu al său dar și cu al său iubire de oameni, acum și cu uria și în vecii vecilor. Amin. Lăudat să fie Iisus Hristos. Înțelepciune prin Moise, cortul mărturiei l-a întemeiat și cu Sfântul tău cel Sfânt l-a înnoit, cel care a poruncit înțeleptului Solomon să-ți zidească o casă sfântă și strălucită măririi tale cele negrăite și ai înnoit-o pe ea, pentru ca toți bătrânii iudeilor să vadă cu ochii lor mărirea și harul Sfântului tău Spirit, care a acoperit atunci casa ta. Ție ne rugăm cuvinte și Fiul al Părintelui Celui fără de început, să trimiți acum darul preasfântului tău Spirit peste biserica aceasta zidită spre binecuvântarea și lauda numelui tău, să o întărești, să o împuternicești, păzind-o până la sfârșitul veacului lor. Te rugăm ca prin lucrarea celui al Spirit Sfânt să o sfințești pe ea, pentru că în ea să se aducă jertfa nesângeroasă spre mărirea și cinstea Părintelui tău celui fără de început și fără de moarte, spre mărirea ta a Fiului unul născut și a prea Sfântului și Bunului și de viață de Dătătorului tău Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Este cuvântat Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mai rar avem această posibilitate de a participa la toate aceste momente și de aceea Preasfinția sa Florentin, împreună cu toți preoții, consideră că este foarte bine să participăm cu toți, să înțelegem, să nu doar asistăm și să înțelegem, să ne rugăm împreună pentru această sfințire a Bisericii și să aprofundăm atât cât se poate, sigur, toate aceste momente din rânduiala sfințirii Bisericii.
într-un sacrament este Harul lui Dumnezeu care împlinește taina prin mâinile preotului, așa și aici Harul lui Dumnezeu este cel care sfințește această biserică și altarul prin mâinile arhiereului. De aceea, primul aspect, primul punct este purificarea, spălarea altarului cu apă și săpun. Însă, prin acest gest, de fapt, îl rugăm pe Sfântul Spirit să se coboare și să purifice altarul, biserica și inimile noastre. Domnului să ne rugăm! Rugăte spre noi! Dumnezeule, Cel ce cu arătarea Ta cea mântuitoare ai sfințit repeziciunea Iordanului, însuși se emite și acum darul prea Sfântului Tău Spirit peste altarul acesta și peste apa aceasta, binecuvintează-ne pe noi, pe toți, ca această apă să fie spre sfințirea și săvârșirea Sfântului Tău altar, că bine ești cuvântat în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin. Apa binecuvântată se toarnă peste masa altarului și în continuare prea Sfințeasa Tolentini împreună cu ceilalți preoți vor spăla masa altarului și apoi o vor șterge. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeu cel viu. Ca pasărea și-a aflat casa și turturea la cui bun, unde-și lua pune cui săi, altarele Tale, Doamne al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu. Fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor te vor uita. Vino vechiul soc și mă curăți, spălamă vei și mai mult decât zăpada, mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurease-vă oasele cele milite. Întoarce fața Ta de către păcatele noastre și toate fără de legile noastre, șterge-le. Cu aceste cuvinte, prea Sfințeasa Tolentin a turnat apă de trandafir pe masa altarului după ce a fost purificată. Iată acum această masă altarului este parfumată. Și parfumul acesta îl cerem de la Sfântul Spirit. Parfumul Sfințeniei, parfumul Harului Sfințitor al lui Dumnezeu. Iar parfumul cel mai frumos pe care trebuie și noi să-l aducem la această masă altarului sunt rugăciunile noastre și faptele noastre cele bune, așa cum bine știm. Toate acestea se săvârșesc pentru ca altarul acesta să se facă vrednic de primirea trupului și sângelui Mântuitorului Iisus Hristos. Dumnezeu încă o dată este Cel care sfințește biserica aceasta și altarul acesta prin lucrarea mâinilor arhiereului nostru și a preoților slujitori. Și această apă de trandafir, după ce a fost împinsă pe toată suprafața mesei altarului, va fi ștearsă, pentru că apoi să urmeze un alt moment foarte important, și anume ungerea cu Sfântul și Marele Mir. Să luăm aminte! Aleluia! Cu acest cuvânt de bucurie, aleluia, arhiereul a turnat Sfântul și Marele Mir pe masa altarului. Dragii mei, tot am amintit despre acest mir și acum ar trebui să și înțelegem puțin ce înseamnă el sau ce este acest mir. Mirul este un ulei parfumat, un ulei binecuvântat, care se pregătește de către, în mod normal, de către mai marele unei biserici, așa cum este cazul în biserica noastră, de către arhiereul nostru, cardinal Lucian, împreună cu toți ceilalți episcopi. Așadar, înainte de toate, este un semn al comuniunii, acest ulei parfumat și binecuvântat. Un semn al comuniunii în biserică.
Vedeți dumneavoastră, prin faptul că această biserică, acest altar se unge cu acest mir, înseamnă că această biserică este în comuniune cu toate celelalte biserici din episcopia noastră și din întreaga biserică catolică. Este semnul prin excelență, așa cum bine știm, al lucrării Sfântului Spirit, după botez în tradiția bisericii noastre, copilașii sunt și miruiți, pecetluiți cu acest dar al Sfântului Spirit. De altfel, așa se și spune. Pecetea darului Sfântului Spirit. Deci și aici este această pecete a darului Sfântului Spirit, care va rămâne de acum pentru totdeauna pe masa altarului, pentru că dacă apa de trandafiri și prima spălare, altarul a fost ters, e bine, acum nu se va mai șterge, se va pune cămașa, adică o primă față de masă, cum se spune, o primă îmbrăcăminte a altarului și ea va rămâne îmbibată cu Sfântul Mir, va rămâne pentru totdeauna, chiar dacă apoi se vor schimba cele rânduite pe masa altarului, ea va rămâne acolo cu această pecete îmbibată cu Sfântul Mir. Înainte de aceasta, însă, trebuie amintit și faptul că vor fi așezate cele patru icoane în colțurile altarului, icoane ale evangheliștilor, Matei, Luca și Ioan. Mărire ție, Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, mărire ție! Pot veni și intra în masa, în
altarul, iertați-mă, în altarul sfințit al bisericii, pot veni să se închine și să sărute masa altarului. Este astăzi o zi în care cu toții putem iată să ne bucurăm de această lucrare a Harului Sfințitor peste masa altarului și peste această biserică. Așadar, după încheierea Sfintei Liturghii, cu toții sunteți chemați să intrați în liniște și cu reculegere în altarul bisericii. Bun și iubitor de oameni, Dumnezeu, ieși ție mărire, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu Sfântul și Marele Mir și coborârea Spiritului Sfânt să fie casa lui Dumnezeu și casa voastră, iubiți credincioși, casa noastră, în care să întărim această legătură cu Dumnezeu în credință și răspunsul prin credință la chemarea Lui. Să nu uităm că între chemarea gratuită pe care am primit-o de la Dumnezeu și judecata finală este libertatea noastră, este libertatea răspunsului nostru, dar este și responsabilitatea pe care o avem asupra acestui răspuns. Spunea foarte frumos fericitul Vladimir Ghica, ale cărui moaște sunt sigilate aici, în acest altar al bisericii închinate sărbătorii nașterii Maicii Domnului aici, la Lemniu, și care spune așa: un singur lucru trebuiește în această viață. Dacă l-ai găsit, chiar toate celelalte, dacă îți vor lipsi, nimic nu îți va lipsi. Dar dacă nu l-ai găsit,
Toate celelalte, dacă le-ai avea, nimic nu te va putea îndestula. Aceasta este credința noastră creștină, iubiți credincioși. Și să-i mulțumim lui Dumnezeu care spune atât de frumos, toți sunteți chemați la mântuire. Cuvântul pe care îl rostește și preotul după ce împlinește rânduiala botezului spunând, binecuvântat să fie Dumnezeu care dorește ca toți oamenii să vină la cunoașterea Lui, la cunoașterea adevărului și la mântuire. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să zicem tot, din tot sufletul și din tot cugetul nostru să zicem... Doamne, atotstăpânitorule, apostolice, și că doriți să fiți credincioși acestei biserici. Când ați fost botezați, biserica v-a primit la sânul ei, dar voi ați făcut atunci mărturisirea credinței, v-ați lepădat de satana și lucrările lui și ați făgăduit că veți fi supuși lui Iisus Hristos prin nașii sau părinții voștri. Acum a ajuns la vârsta priceperii. Ați primit învățătura creștinească, deci, dacă sunteți mulțumiți de mărturisirea și făgăduințele făcute de ei la Sfântul Botez, reînnoiți-le acum înaintea lui Iisus Hristos, prezent în Sfânta Împărtășanie. El va întări cu scump sângele Său și cu prețios trupul Său mărturisirea voastră de credință și făgăduințele pe care le veți face. Această reînnoire prin Harul Său vă va ajuta să dobândiți mântuirea sufletelor și viața veșnică. De aceea vă invit acum să răspundeți frumușel la aceleași întrebări la care nașii sau părinții voștri au răspuns în numele vostru atunci când ați primit Sfântul Botez. Vă invit să răspundem cu toții și iubiții credincioși. Deci vă întreb... Vă lepădați de satana? Ne lepădăm. Și de toate faptele lui? Ne lepădăm. Și de toate trufia lui? Ne lepădăm. Credeți în Dumnezeu Tatăl Atotținătorul, Creatorul Cerului și al Pământului? Credem. Credeți în Iisus Hristos, Fiul Său unic, Domnul nostru, care s-a născut, a pătimit, a murit și a înviat a treia zi? Credem. Credeți în Spiritul Sfânt, Sfânta Biserică Catolică, împărtășirea Sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața veșnică? Credem! Credeți voi că această biserică ne învață întotdeauna adevărul și că nu poate greși? Da! Da, credem! Fiindcă Iisus Hristos a făgăduit că va rămâne în Biserica Sfântă în toate zilele până la sfârșitul lumii. Făgăduiți ascultare Bisericii Catolice și Sfântului Părinte Papa Francisc, urmașul Sfântului Petru. Făgăduim! Dacă doriți să rămâneți în comuniune cu această Sfântă Biserică și să nu vă despărțiți de ea prin învățături greșite, dacă doriți să trăiți în ea ca adevărați creștini catolici, atunci să spunem împreună, îți mulțumesc, Dumnezeule, Părinte Ceresc, din toată inima mea, că m-ai chemat pe mine la adevărata credință în tine, în Fiul Tău, Iisus Hristos, și în Spiritul Sfânt și Biserica Ta. Mărturisesc înaintea Ta, a Sfinților Îngeri, a tuturor aleșilor Tăi și înaintea acestei adunări. Cred cu tărie și accept tot ce mă învață Sfânta Biserică. A Lui, o sana într-o Oh.
este sângele meu al legii cele noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Ale dintr-o ale tale, ție îți aducem de toate și pentru toate.